2% deja, deci cu siguranță obiectivul 1,5% este atins, undeva între 1,5% și 2% se va duce creșterea economică în 2011, depinde în acest grafic de 1,5-2% ceea ce se întâmplă în trimestrul 4, adică acum. Iar Ministerul Transporturilor a dovedit și de această dată pragmatism prin faptul că se lucrează non-stop în perioada aceasta la toate lucrările majore de infrastructură, la autostrăzi și alte proiecte pe care le are în lucru. Încă o dată, datele de pe trimestrul 3, care vor fi anunțate doar sau mâine de către statistică, arătându-ne cea mai mare creștere din ultimii 2 ani și ceva, ne arată faptul că a fost corectă politica guvernului de orientare spre investiții și locuri de muncă. Deci vreau să spun iarăși, vă dăm de sincer și direct, fără suportul și sprijinul românilor din acești 2 ani, România n-ar fi reușit să-și consolideze stabilitatea macroeconomică și să plece pe creșterea economică. Repet, cu prețul și efortul românilor. Kilometri de autostradă a făcut guvernarea 2004-2008. 5 km de autostradă. Câți kilometri de autostradă sunt astăzi? Nu, se circulă. 90. Pe astăzi se circulă pe 90 de km. Vor mai fi gata încă 32 arat Timișoara. Deci vom avea până la sfârșitul anului 122 de km de autostradă pe care se circule. Asta înseamnă că s-au investit bani corect în infrastructură și în locuri de muncă. Curs de semnare, alți 25,6 km de autostradă, valoare 134 de milioane de euro și datorită economiilor pe care Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi le-a făcut, adică alți 900 de milioane de euro, suntem pregătiți să lansăm alte 3 tronsoane de autostradă, consumând alți 72 de km de autostradă. Deci, ceea ce este foarte important este faptul că sunt finanțate proiectele de investiții și sunt finanțate mult mai multe datorită economiilor pe care noi le-am făcut și prin renegocierea contractului cu Bechtel și prin renegocierea contractului cu Alstom și prin introducerea standardelor de cost și prin renegocierea contractelor de mentenanță. Deci, practic, guvernul l-a acceptat ca în spațiul fiscal pe care noi ni l-am eliberat diminuând costurile care nu se justificau, să punem bani pentru a face investiții care stagnau de ani de zile. Domnilor, succes și spor la treabă! Mulțumesc!